Dar nu e pentru tine fata asta. Eu cred că ți-ai demonstrat singur. Dar păi știi, dar de ce o mai amăgești atâta? Dar nu amăgesc, pur și simplu, dacă are ceva de spus și dacă ea nu e nimic din ce am spus eu adevărat, să-mi demonstrezi contrariu, pentru că am nimic. Nu știi mai bine, tu, eu nu știu ce vorbești cu el în spate. Eu nu n-are vreau să intru în bărligarea voastră. Dar n-are nicio legătură cu tine, stai liniștită. Păi are legătură cu tine. Eu vorbeam cu el, aveam o discuție. Are legătură cu Simina. Da. Eu am ți-am spus ce să faci cu Simina, tu... Dacă vrei să te complaci în situația asta, o să suferi mult și bine. Eu, din experiența mea, am încercat să-ți dau niște detalii și să te ajut. Dar n-ai cum oricum el să-l ajut. Nu, tu nu știi pe și nici mergi. Eu nu știu pe el? E, crezi tu că poate nu știi pe el. Dacă n-ai trecut prin niște chestii, n-ai cum să-l înțelegi. Cum să nu știu pe el? Tu nu cunoști pe el. Da, eu nu cunosc. El încearcă cum să te mai amăgească o perioadă. Nu, dar nu mă amăgește, că știe foarte bine. Bă, nu mă amăgesc demonstre... cu mâinii. Dar ce vrei să-ți demonstreze? Pentru ce? Dacă Ela se va lăsa dezamăgită de Jador, va fi doar pentru că ea vrea ca în fața camerelor să devină o victimă. Bă. Jador, te-ai gândit că ce-a făcut Simina la camera roșie? O făcut doar ca să te țină aproape de ea? Bibi! Da. Păi cum un sezon întreg nu ți-o zis nimic așa de frumos cum ți-o zis la camera roșie? Dar nu e vorba doar de camera roșie, Bibi. Tu ce-o zis în gală. Da. Ca idee. Nu e vorba doar de ce-o zis în gală. Da, știu. Și nu-ți pare că încearcă să te țină, să... Adică mi se pare că e egoistă. Pune piciorul în prag. Da, dacă vrea să-mi pace cu mine. Și tu mai vrei? Nu știu. Dacă te-ar fi iubit o secundă, se întorcea la tine. Îți spun sincer și cu asta am spus tot. Dar tu continui încă 2-3 ani și o să fii mai rău acum și poate o să... În fine, eu nu vreau să... Tu, eu știi ce am vorbit cu tine și ți-am spus... Ca la fratele meu, poate, și mai mult. Mai mult poate că te simpatisezi. Asta e ideea. În fine. Dacă e spus, spune și acum. El știe foarte bine, am spus. Bă, doar nu știu nici măcar ce simt, bă, frate. Ba da, știi ce simți. Păi degeaba, eu te niciodată după... Eu nu știu că n-am fost în situația asta, dar te simt. Că ești foarte trist. E trist din mai multe puncte de vedere. Nu numai din cauza ei. Așa e? Știu. Eu te simt dezamăgit, nu trist. Așa. Ia îl ține în loc. Da. Ia îl ține în loc pe el. Da, dar el trebuie să fie smart, pentru să nu, că cred că lui îi place. Nu știu când avem oportunitatea să vorbim. Cum? Ea îi dă speranță. Ce? Da. Știu că nu o să avem oportunitatea să vorbim, dar trebuie să am niște sfaturi. Ca să treci peste. Eu am suferit foarte mult. Jador, dacă Simina s-ar întoarce la tine, te-ai mai împăcat cu ea? Sincer. Cum? Sincer. Cred că da. Ți-e frică să nu cumva să vină Simina și tu să fii împreună cu ea? Recunoaște. Și asta. Pe asta e. Oricum eu nu sunt mâna a doua nimănui. Și e clar că una din ele două o să sufere și nu vreau să fac pe nimeni. Eu zic că una suferă, dar este într-o relație. Și una e aici. Și una e singură. Una e singură și te vrea și una este într-o relație și suferă în relația în care este. Știu. Unele chestii m-au rănit foarte mult și asta m-a îndepărtat foarte mult de tine. Din păcate. Deși poate că inima mea te plac și așa și mi-ești drag. Ela, mi s-a părut că vrei să te dai altfel de om, știi? Tu știi foarte bine cum. Tu știi foarte bine. În interiorul tău, tu știi cine sunt. Și ai o vorbit orgoliul tău din tine, dar tu știi foarte bine cine sunt. Păi asta e ideea, pentru că tu știi mai mult decât ai spus în toată săptămâna asta. Că nu este așa... Scuze. Proporție 99%. Taci. Tu știi foarte bine. Taci. Ce ar trebui să fac eu? Tu... Să stai să te liniștești tu cu tine puțin. Da. Să lămurești mai întâi situația din trecut, pentru că tot ce ți se întâmplă în ziua de azi provine din trecut și după să lămurești situația și cu ea. Am înțeles că Simina mă jignește foarte mult. Și să te gândești dacă Simina s-ar întoarce la cine tine, dacă zis, ai accepta mai nu, public, că ea a fost cu băiatul ăsta și au... Așa am înțeles, acum nu știu. Și că te-a făcut să aștepți atât de mult. Pentru că nu cred că ai accepta. Păi hai să fim realiști, Jador, și recunoaște ceea ce ai spus, ceea ce simți. Nu e pentru tine și gata. Cine? Ela. Nu, e adevărat. Nu este. Zic eu, știi ce poate să fie Ela pentru el? Un pansament. Leagă. Ela, tu acceptă fi un pansament pentru cred. El?
Eu nu cred asta și nu cred. Eu cred că o iubește pe Simina și i-am și spus că are tot respectul meu pentru că a avut curajul ăsta să-și exprime sentimentele, dar eu cred că este orgolul ăla mai mare de bărbat care vrea să o să-și demonstreze lui că își aduce o femeie pe care o iubește înapoi. Nu. Dacă voia să o aducă, o aducea de mult, zic eu. Nu cred. Dacă Simina simțea cu adevărat 50%. Da, și dacă Simina le-ar iubi pe Jador, ar veni la Jador. N-ar sta într-o relație cu Alex. Acum, serios, de ce? Tot ține doar de el. Dacă bărbatul nu face pas, ce-i fi vrut ca femeia? Aia are și orgoliu de femeie. Ai fi vrut să vină ea, să facem primul pas? Eu cred că Simina nu are încredere în el. Cum nici el nu are încredere în altcineva, așa nu are nici Simina. Îl așteaptă pe el să facă pași. Și dacă el nu face, ea niciun caz nu va face vreodată. Pentru că e femeie. Nu înțeleg de unde atâtea sentimente. Chiar îmi vine să râd, da. Mă abțin. Pare un băiat foarte ok, așa. Mi-aș dori să o lase pe ea să o... Jador nu s-a făcut relații cu nimeni, nu s-a pupat cu nimeni. A declarat că o iubește. S-a văzut în emisiune timp de 2-3 luni că îi place de ea. Ce vrea să se pună pe taie așa... Nu, pe că vreau. Dogodnă. Ba că e gravidă. Cine cântă piesa asta? E mișto tare piesa. Nu ai voie. Nu, că nu mă duc la el. Nu ai voie, deloc. Mă duc până aici. Mari! Bianca, uite ce de bine. Îți dau pedeapsă. Dar ți-am spus să nu. De ce nu înțelegi? Cum să-mi dai, ți-am zis? O zis că nu avem voie, o să-ți pe trebuie. Dar poți să-mi dai pedeapsă, omule. Pedeapsă curajul, ca să vă împăcați. Cine cântă piesa asta? Salam. Salam? Salam. Florin Salam. A, e Mania? Florin Salam, auzi. Să mergem toate. Haide. Eu mă duc până la geam. Haide, hai Bia. Hai Ela. Ați văzut ispita de ce? Hai Larisa. Hai până la el. Haide să nu se termină piesa, fost fata. Nu, o iau ăla cu Ana. Mă pune statul la televiziune, noroc că Bianca aici ne mai zic. Bianca, să nu ne dai pe deal. Bă, da. Urmează. Jador plânge cam mult de la o perioadă pentru că ține la Simina. Iar din punctul meu de vedere, ca să poți să ții atât de mult la o persoană, trebuie să-ți dea câteva semne ca să te țină acolo. Și cred că Simina face lucrul ăsta. Ce faci, mă? De ce ai plecat? Ce? De ce ai plecat? Păi n-am, am dus să fiu alături dacă nu, dacă mă respinge eu, nu. Nu m-am de gând să...
m-am dus așa, că am simțit să mă duc să le îmbrațe. Păi dacă mă dă la o parte, du-te să nu fie sănătos. Băi, eu doar o femeie, jador, lasă domnului. Uită-te-o la ea, uite-o. Te rog. Că femeia asta te-a jignit și te-a făcut în ultimul hal, frate. Lasă că și ce să-ți mai placă? Ce să-ți mai placă la ea? Ai văzut ce scrie? Iubire învingem. Poate da. Lasă-l cu vrăjeala, ce iubire, că Simina nu ține la el. Dar lasă că o să facă ce simte. Simina, ai dă speranțe acum doar ca să îl facă să sufere. Nu cred. Că la cât de răzbunătoare e Simina... Nu cred. Mă, tu crezi în oricine, frate, crezi în oricine. Eu nu mai cred în Simina niciodată. Cred că un om ar fi atât de rău încât să-l vadă pe el atât de rău. Nu, Simina, nu m-a făcut pe mine praf. Nu m-a făcut praf pe mine. Nu e capabilă de așa ceva. Nu pot să mă... Da, e tu liniștită. Nu mai încerca să mai tragi și pe altcineva cu tine în chestia asta. El cât a stat Simina în casă, n-a avut tu pe niciodată să plângă cât a fost aici. Am de cu nasul peste locul. Dar acum... Am nevoie de o pauză? Mai poți sta în emisiune? Nu mai pot. Nu e dor de ea, nu e. Nu mai pot face nicio relație, știi? Dar știm, j-ador. Fug. Cu omul ăla, cu fostul meu logodnic, nu m-am mai întâlnit absolut deloc. M-a blocat peste tot, s-a întâlnit cu alte femei în alte zile. Peste tot. Da. Cred că fiecare om trece prin așa. Gen prin obstacolele lui. Fiecare om trece prin obstacolele lui, prin greutăți. Da. Mai fiesta. Așa, te pup, ceau. Să încerc să treci peste tot. Trebuie să încerc să uiți tot. Nu este mător de tine, dar tu trebuie să fii. Dar nu știu cum să fac, bă, frate, că mă gândesc mai acolo. Am spângea singur. Am dus acasă. Și înțelegeam, e rău, nu e rău. Da, mă ține la... Mă tot gândeam, bă, poate are ceva. Da, eu fost nu cum... Eu nu știam cum să-l ajut. Nu ai cum, dacă mă mai vezi așa, lasă-mă să plâng. Nu mai vorbi păi cu nu poți să te las să plângi. Da? Că stau și eu rău dacă plângi. Să o descarc pe el. Nu, că îmi trece. Toți avem sentimente și majoritatea de persoane am trecut printr-o astfel de chestie. Da, mă, da. Știi că ai pus tine, chestia că e aici în casă vedetă pe aia, știi? Sunt aici. Crezi că ea nu simte, simte, dar intră în direct. Stai cu mine. Cât o să mai bine așa, mă? A, nu știu, frate. Ține de mult timp treaba asta, cred. Și o să continui. Doar acum se vede. Ce dat eu în emisiune. Nu știu cum să fac ca să trec peste să mă mai gândesc la ea, știi? Dar numai că orice fac, mă gândesc la ea. Dacă stau singur, mă gândesc la ea, știi? Să-mi aduc o chestie în minte, știi? Trebuie să uit. Trebuie să fac cumva, știi? Dar tu te-ai împăcat cu ea înapoi? El, dacă s-ar împăca pe înapoi, da, 100%. Nu m-aș împăca. Nu pot să... Nu știu dacă pot să iert. Mă iubești prea mult. Ca să fii fericit, trebuie să iubiți. O iubești pe mine, cum să nu iubiți? Ca să fii fericit, trebuie să iubiți. Sunt două variante. Ori o ierți. Să fii fericit. Ce ești fericit. Ori nu o ierți. Și o să continui așa mult timp.
face bine pentru tine, mai lasă-i pe alții. Trebuie să-ți găsim cu niște sufletoase. Asta e singurul lucru. Fă ce simți. Dacă tu simți că ai sentimente pentru fata asta, pentru Ela. Îmi place Ela, frate. Una e plăcut, una e... E o fată super ok. Trebuie să faci ce simți. Asta e singura chestie. Singura metodă prin care te poți să scapi de trecut. Până mai poți. Cred că ar trebui să mai aștept puțin. Să văd ce se întâmplă. Trebuie să încerci să uiți. Să uiți sau să... faci un pas. Am făcut. Pașii s-au făcut. Dar le-i frică. Aștept să se despartă de... Crezi că o va face? Da. Crezi că o va face? Da. Săna viitoare.